Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Dimineața. Bună, nu eram trei. Era eram... așa, primul era dezbrăcatul, da, al doilea era Șerban și mai era unul. Ăsta. Radio Cronica Cârcotașilor cu Huidu, dezbrăcatul și mai era unul, Orlando. Așa, da, că mi-am unde mă ăsta, Orlando ăsta? Păi, unde? Pe un fond de oboseală și de stresul chestiei de asta cu presiunea atmosferică. Torsiunea lui Burlan. Da. El spune într-un mesaj pe care noi îl avem, da, ca dovadă fermă, vie că el există, dar în altă parte, nu aici. Colegul meu Șerban imediat o să facă legătura, o să mufeze. Ia, să vedem. Ia, atenție. Ascultați. Ia. Mă uitați să-mi pun ceasul să sun, acum am plecat. Mai scuze. Asta e pică, s-a auzit ca un cer, s-a auzit mai tare, mai, adică... Mă uitați să-mi pun ceasul să sun, acum am plecat. Mai scuze. Deci acum s-a... Păi îți dai seama, se supără Alexandru pe noi de la Târgoviște, pentru că el trimite mesajul al nostru care îți dă energie. Din da, Turcia, da. Și uite, un cocoșel doară, pe frumos, mă, băiatul. Un cocoșel se legăna pe o pânză de băian. Ce faceți, fraților? Cum ați dormit? Cum v-ați trezit? Ce planuri de viitor aveți? Fai câte... Nața cocoșei! Bună dimineața, păi, Alex! Ar trăi altceva, frate. E păton pe veselie, pe... de-astea... Astăzi avem o zi mare, pentru că noi astăzi vom filma pentru mâine, pentru da, de mâine, începând cu data de mâine, gata, frate, până în decembrie, Cronica Cârcotașilor se întoarcă. Vorba... Se întoarcă la Prima TV, da. Vorba doamnei Dăncilă. Ai văzut că doamna Dăncilă a trebuit să vorbim asta cu inaugurarea, cu începerea anului școlar, cu oamenii care s-au dus. Am văzut. Să sfințească, premierul să vorbească, președintele la fel, miniștrii, oamenii de toată lumea, varză, ai societate. Să trăiți sănătate! Bună dimineața! Domnul tormentatul de dimineață cu nata în cap este prezent la datorie. Hai să-i rugăm pe toți cei care ne ascultă. Să ne trimite, Dan, de exemplu, să nu ne mai trimită scris. Un vocal, o atenție, o măslină, ceva, și noi să punem ca să avem energie să ne meargă bine. Pare rău. Domnul Dan tocmai a spus, e rece la Oradea Mare, sunt 11 aolea grade și atât. Dar Palinca, ține de cal Palinca, da? Saltări la Orlando, somnușor. Mi-a trimis Mișii, vecinul de la Maramuc, când a venit de acasă. Băi, Șerbane, mi-a adus o delicatesă, mi-a adus niște slăninuță de mangaliță. Mangaliță? Aia groasă, așa, fumată. Da, e, la Cluj e un pic mai cald, sunt 13 grade. Și noi avem 16 aici. E, na? Da. Ne stăm bine, mă, stăm bine. Da. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Domnul Dragnea, am auzit că aveți afaceri în Brazilia. Eu n-am nicio afacere în Brazilia, n-am nicio proprietate în Brazilia. Este o legendă care circulă de foarte mulți ani. Dacă dumneavoastră sau alții îmi găsiți acolo proprietăți, vă promit că le donez. Nene Liviu, îmi dai și mie 2 lei și casa matale din Brazilia? Nu. Hai, bre, nu fi țăran. Nu. Larga, larga, de-asta muie larga. Larga, larga, de-asta muie larga. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, măi băieței, ia să vedem ne aici. Bună dimineața. Ora 7 și 12 minute. Tu cam când crezi că ajunge colegul nostru? Colegul nostru Orlando este deja pe drum, se grăbește, el este o fire iute, o fire energică și imediat o să ajungă aici, lângă noi, pentru a continua frumoasa emisiune. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Ia să vedem ce am primit de la Dan din Oradea Mare. Neața zmeilor.
Da, mâncăm gelate, ca aia e treaba. Wow, da, avem... auzi, Dane, fii atent, altceva vreau să spunem și ție și celor care ne ascultă. Deci nu avem noi toalete noi schimbate în școli. Băi, da, ieri în festivitatea de premiere, de început de an școlar, de bla 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 și lululu, rău mă doare sufletul, am avut o premieră în România, mă. Nu știu dacă știți. Școala adică, 195, ce cea de pe malul lacului Iore. Că știu, eu învățam la 88, era în partea aia altă. Și erai ofticos că nu te duci la 195? Nu, 88 era cea mai tare școală atunci. A, mă las. Era școală de protocol, adică mergeam toți în colonați la început de an școlar, pe 23 august, acolo. A, deci erați linia întâi, cum are, cei mai profi, nu? Da, 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 super eram tare. Profi de profi, nu așa. Premieră în România la școala 195, da. Un robot a dat startul noului an de învățământ. Asta deci a venit un robot, un amic așa, care zice că recunoaște fața din fața lui, dacă e supărată, veselă, tristă și așa mai departe. Răspunde la întrebări, dar unu, nu trebuie să ia până toți întrebări repede și deodată, că nu are, nu... Da, îi trebuie Pepper. Trebuie mai încet, ușurel, mi-a îl zis, cheamă Pepper, da, așa mi-a zis un băiețel din clasa lui Ștefan, lui Fimiu, a treia, că este o invenție făcută de unul de a patra, un PS4, da. A luat-o un cap de plastic de la maică sau de pe un manechin, așa. A făcut cu șurubelința două găuri pentru ochi, a pus două LED-uri. Exact. Și vorbește prin FIFA 2019. Nu, da, vorbește, adică nu, chiar da, păi cunoaște. Zis, că... Da, vezi că spune și chestii astea de genul, stai jos, 4. Da, na, da. E așa rău e. Da, 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 căci deci, că la un moment dat a zis ceva și de partidul de guvernământ. Și așa a zis și el în fața copiilor PSD. Nu, deci, e, nu e PSD, da, nu e PSD, da. Pepper a fost construit prin colaborarea între complexul japonez SoftBank și Aldebaran Robotics. Da, pentru România, special Aldebaran Robotics te doare mintea, da, fiind da. Gândit ca un companion capabil să stea de vorbă pe baza unor algoritmi dezvoltați de un grup de psihologi. Să-l vezi pe ăsta când l-o prinde, când suflă. Auzi, când suflă la teză, la lucrări, la de-astea. Deci înțelege atunci când interlocutorul este trist sau fericit sau întrebător, mă rog, totuși are și el nevoie de ceva ordine, adică nu-i place ca toată lumea să-i pună întrebări, că se blochează. Da, e sistemul Android prost, dar lucrăm la el, la un update. Răspundă frumos și emoționat la tot ceea ce doresc interlocutorii, trebuie să aveți răbdare, să stați fața lui, să vă citească pe fățău. Și cu asta basta, adică am nu... Am înțeles că de la 2 la 4 în fiecare zi are treabă. Ce face? Meditație cu Dăncilă. Așa am auzit acum, nu știu dacă e adevărat. Vai, vai, dusi. Orlando și când nu e aici prezent calcă pe fiere. E incredibil, bă, băiatule. Energia lui. Da, 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 energia lui, știu, aia lipsă sau cum. Să ascultăm melodia, că e cu roboți și e făcută de mult. Vecinei, hai tati să mergem la meeting, că face aia cu familia tradițională meeting. E de-ai noștri, da, le dă la bot la poponari. Da, vecine, vini, mai dau două carabelu nevastă mea și vine acum aici, nebun. Păi ce-a făcut? A, nimic, îi mai dau așa în avans pentru ce o să facă într-o zi. Ura! 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 Stai după ușor! Cronica Cârcotașilor, audio live. Ăsta e satiră, noi nu suntem de opinia asta, chiar nu, da, suntem, dar de... vezi că omul înțelege altfel. Știu. Și te-am rugat de atât și oprește ăsta imediat. Am înțeles, da, mi se întâmplă din când în când să mai intre. Da. Ieri, după ce am terminat noi minunatul program, am plecat repede la băiat la școală să mai prind și eu ceva din festivitatea de început. Da. N-am mai, era în clasă, povesteau, mă rog.
lumea acolo, clasa 0, bla bla bla, lululu. Hai că vă povestesc după, pentru că e interesant. Da, nu că mi-a plăcut mult. Mămicile. Bine, mă, nevastă, Gabriela Vrânceanu, firea Pandeleu Frosina, ia bagă-mi și mie o melodie, făi. Oare ce-i pe primul loc, bani, dragoste sau noroc? Oare ce-i pe primul loc în viață? Banii, mă, ești nebună, mai bine cântă despre cum ai făcut carieră în PSD, lasă asta. Dau din coate, fac ce pot, timpul nu-l opresc în loc, nu se rupe inima din mine. O să ajungi președinte, dă-te naibii de nevastă, hai să te pup. Cronica Cârcotașilor, audio live. Din ce în ce mai acută războiul pe care Gabi Firea împreună cu alții băieții îl poartă cu domnul Liviu. Zi de zi, dar nu-l lasă. Da, nu-l lasă, nu-l lasă, dar nu știu, am așa, v-am zis, impresia că vom scăpa și de Gabi Firea și de alții... contestatari, dar de Liviu Dragnea nu mai scăpăm ever. Dar cum am spus eu ieri, tu stai, realizezi, el a avut cu atentatul la hotel, da, cu meeting-ul, este foarte ghinionist, bă, nimic nu iese, tu nu, da, vezi, nimic nu-i am merge. Am primit nu se poate. De la cetățeanul turmentat, ia, atenție. Dimineața, vodka taie greața. Mesaj pentru Orlando. Nazizi, ce vă gubreți, am mâncat oaia ceasul. A mâncat oaia ceasul. Nu numai se mai întâmplă. Daniel din Câmpul Lung. Neața, băieței, vă doresc o zi cât se poate de productivă. Daniel, 11 grade și în Câmpul Lung. Ești răcorica acolo? Răcorica strânge un pic, strânge, nu? Așa. Hai să-ți povestesc. Am plecat ieri Mimi Valvărte să mă duc la școală, la film. Trebuia să vină Dăncilă să țină un speech. Așa. N-a mai venit. Mai bine. I-a scris, o să citim și ce a spus doamna Dăncilă. Și mă întâlnesc acolo cu mulți părinți cu clasa 0. Cu copii, care, da, n-au plecat, au stat să se cunoască între ei. Și au zis, o, domn dezbrăcat, ce faci? Facem o poză cu copilul ca să aibă amintire, clasa 0, bla, bla. Și m-am întâlnit cu un domn, până l-am așteptat pe filmul să iasă, m-am întâlnit cu un domn și stăteam de vorbă cu el de una, de alta, la care el stă așa, se uită, zice, zic, cum vi se pare aici? Acum e ok? La care el, mamă, ce de mămici mișto. Fiecare. Asta premierul Viorica Dăncilă a ținut să transmite ieri un mesaj elevilor și celor care sunt profi. Vai de mine și în de prima mine. Zi de școală, șefa executivului a declarat conștientă că în ceea ce privește învățământul, aceasta este o prioritate națională. Am văzut ce se întâmplă când învățământul o dă în bară. Ajunge una ca tine premier. Deci, cred că ăia din școala din Videle sunt foarte invidioși pe faptul că le-a fost deconspirată priceperea prin cele două reprezentante de soi și prin Liviu. Tot, cam înțeles că tot în Videle, care este, da, această capitală. Academia de miniștri. Academia, da. Uite, da, ce a spus doamna, mă lași pe mine, te rog, nu mi iese la voce. Actul de educație este fundamental pentru evoluția oricărei societăți. Da. Este crucial pentru dezvoltarea României. Pentru elevi, noul an școlar reprezintă studioul, paranteză, studiul unor noi materii, descoperirea unui nou mod de a relaționa cu informațiile, precum și cu cei din jur. Taci din gură. Pentru cadrele didactice, începutul anului școlar este un prilej de revedere sau cunoaștere a elevilor, de inovare în predare, precum și de bucurie față de noi provocări. Ai înțeles ceva din ce ai spus? Nu. Copilașii mei, știți ce îmi place mie cel mai mult să fac în București? Nu nenea Pomohaci. Să merg cu metroul. Bravo, nenea Pomohaci. Cel mai mult îmi place stația la Minorului. Cronica Cârcotașilor, audio live. Domnul Iohannis, ce face pisica dumneavoastră în caz de cutremur? Dacă se cutremură pământul, face sens să intri, de exemplu, sub o masă. Nu face sens să intri în lift. Atunci ies, dar dacă mă prinde ploaia afară? Dacă plouă foarte puternic,
Nu face sens să vezi dacă știi să noți într-un râu care s-a umflat. Face sens însă să te refugiezi pe cel mai apropiat de... Da, da, am înțeles, dar în ce limbă e face sens ăsta? Nicht dem entspricht, was für Rumänen notwendig ist. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Am primit un mesaj la telefonul cunoscut. No, nimă la voi, Cyrus de la Cluj. No, nimă la voi, auzi, tu și când vorbești așa, mă, ai accent de mitic. Pă bune. Dar nu, nu mai vorbi, nu, nu mai. Te mai da ardelean că tot mitic de aici de la noi ești. Stai seama, el se duce să-și cumpere o apă minerală, se duce la magazin. No, apă minerală. Și aia spune, mă, tu ești bucureștean. Ce cauți mai aici, mă? Mă, te-am prins, tu ești bucureștean. Da, 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 uite, se vede după accent. Mai departe, scrie în carte, ci că și alții demnitari s-au dus să... deschid anul universitar. Cel mai tare am înțeles că a fost doamna Carmen Iohannis la Sibiu. Hai că unde... a preluat clasă nouă de boboci, adică e dirigintă. Aha, am înțeles. E din sistemul ținuta primei doamne a fost în centrul atenției, în special sandalele care aveau un preț destul de ridicat, da, din banii de chirie de pe cele 5 imobile, pardon, nu 6, 5 aveau. N-au fost foarte scumpe, au fost, ce să zic, mare lucru. 800 de euro, ei. 800 de euro, așa, și totuși, să fii serios, e prima doamnă. Dar e cârcoteală treaba asta, adică tu în loc să te uiți la copilașul tău, să te uiți la doamna care o să-ți învețe copilul 5 ani, că... Tu stai și te uiți la sandale, păi e frumos așa, da, ceva. Bă. Hai bă, dă-o încolo că ne și ofticăm 7:35 de minute. Bună dimineața, domnul Dezbrăcatu. În loc să stai să te uiți la președinte, la ochii albaștri, că e un bărbat bine, stai să te uiți la pantofii. Dar unde e Orlando? Orlando! Hai încă n-auzi, ci că a ajuns cu chiu cu voia, a ajuns la pieptunari. De acolo o să ajungă în circa o oră și ceva aici. Auzi numai, știi, Orlando, dacă ne auzi, du-te acasă, culcă-te și ne vedem mâine, hai, te pop. Nu, nu, ne vedem la filmări. La filmări. Ne putem suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Domnul Iohannis, ce face pisica dumneavoastră în caz de cutremur? Dacă se cutremură pământul, face sens să intri, de exemplu, sub o masă. Nu face sens să intri în lift. Atunci ies, dar dacă mă prinde ploaia afară? Dacă plouă foarte puternic, nu face sens să vezi dacă știi să noți într-un râu care s-a umflat. Face sens însă să te refugiezi pe cel mai apropiat de... Da, da, am înțeles, dar în ce limbă e face sens ăsta? Nicht dem entspricht, was für Rumänen notwendig ist. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Credeți cumva că Orlando a ajuns? E bine, nu, ia atenție. Ia, hai, hai mă, hai mă, mergi mă. De-abia am ajuns la eroi revoluției, pana mea. Aoleu, dar nu se poate așa ceva. Asta unde e față de aici? Nu pieptănari. Păi și dacă spui de pieptănari, unde sunt pieptănari ăștia? Cimitirul Belu. A, e aici aproape, în două ore ajungi, bravo, hai că, hai că mai e puțin. Am ajuns la eroi revoluției, pana mea. Dar unde e? Că nu știu unde e pana mea asta. Dacă avea un Panamera, să am un Panamera, vezi, dacă aveai și tu un Panamera, altfel mergeai băiețel, altfel ajungeai aici. Altfel ajungeai la locul faptei. Păi să poate așa ceva. Apropo de Panamera, am înțeles că a fost imnul... adolescenților până în iunie, când au plecat în vacanță, dar nu contează foarte mult. Contează faptul că ei au avut parte de o deschidere de an senzațională. Ce să mai... Auzi altceva, pe surse primesc acum o informație de am rămas în stumefiat, vorba. Da. Tu știi că este ziua de naștere astăzi a domnului cetățean și turmentat?
E, na. Tu știi că era e ziua lui și el nu ne-a spus nimic? Păi n-ar și putea să treacă pe aici și păi, să ne dea ceva pentru că... Păi nu ăsta, se poate. Băi, băutura asta, mâncarea este fudulie. Băutura e temelie, mă, băiatule. A, nu se poate. La mulți ani, Florine, să fii sănătos și fericit și... Nu sta cu vinul ăla în casă. Adu-și pe aici. Strigăm horoscopul, adică păi, nu... Păi să poate. Bună dimineața, măi băieței. Radio Cronica Cârcotașilor cu Huidu Dezbrăcatu și mai era unul, Orlando. Chiar, mai era unul. Unde e ăla care mai era? Mai era unul, Orlando, dar e în trafic, nu e aici, da? E pe vine, urmează să ajungă. Până în 10 sper să fie aici, ia. E bine, Orlando, ia-o pe autostrada suspendată că ajungi mai repede, spune Dan din Oradea, imediat o să ajungă. Păi și Dănuț e aici aproape. Noi astăzi, acum avem un horoscop din partea celor de la eastrolog.ro și dacă este ziua colegului nostru, cetățeanul turmentat, astăzi țin să te anunț, dragul nostru coleg, că ai o zi marcantă între must, soare și Pluton, un trigon pe energie, pe o chestie frumos, foarte interesantă. Frumos, veselie, da. Păi vine la filmări, așa a zis, s-a anunțat. Da, păi are Damigeana cu el, băiatul. Berbec, da, nu, chiar vine. Berbec încep să se simtă efectele colaborării eficiente cu un partener de afaceri, ceea ce vorbeam noi acum o săptămână, dar împreună aveți posibilitatea să duceți la bun sfârșit un proiect important. Îl vindeți și plecați. Minciuni! Ba, nu e adevărat. La Taur, după o perioadă mai mult sau mai puțin dificilă în plan sentimental, azi e posibil să simțiți o schimbare în bine, doar să simțiți. Da, da. N-am făcut nimic rău în viața mea. Nici da. Când te gândi la tai, mă... Gemeni, s-ar putea să fiți indispus din cauza unor încurcături în legătură cu banii, dar asta este o chestie de moment. Azi, mâine, poi mine se rezolvă. Așa, exact. Și mai ziceți că nu e democrație la noi. Șerbane, la tine, rac, în prima parte a zilei s-ar putea să aveți multe probleme de rezolvat la locul de muncă și chiar să lucrați pentru altcineva. Ideea e în felul ăsta. Următor, e foarte important. Mie mi s-a spus că adevărata puterea capitalismului este să lucrezi fără să fii plătit. Aha. Nu, adevărata puterea capitalismului este să aduci bani de acasă ca să lucrezi. Felicitări, bravo. No. Chiar dacă sunteți în formă maximă și aveți spor, da, noi vă sfătuim să stați și relaxat. Aha. Deci ce pentru... tot cobești ca o cucubeamă? La colegul nostru la Leo, Orlando, este de așteptat să începe ziua în forță. În plin, aveți șanse de reușită, mai ales în activitățile casnice, dar și în societate. Un răspuns excelent! Da, fecioară, în prima parte a zilei sunteți deosebit de intensiv și vă descurcați foarte bine în absolut orice activitate profesională. Spre după amiază, se simte oboseala. Să trăiți, vă mulțumesc! Rămâna. Balanță, vă bucurați de un farmec deosebit care va atrage simpatia celor din jur și facilitează comunicarea. În rest... Hai, pare relax așa. E, balanță, da? Balanță. Frumoasă, ce gene, ce sprinții, ce uriciuse. Scorpionule, s-ar putea ivi posibilitatea să începeți o activitate care să vă aducă bani și satisfacții profesionale cum ați tot sperat toată viața. Vulcov ăsta nu e tot în Scorpion? Abarna, pușcărie numai. Plăcută. Mă interesează, dă-i... Așa, săgetătorul, este posibil să faceți o călătorie scurtă în interes profesional sau de afaceri, anunțată în ultimul moment. Cu toate că s-ar putea să întâmpinați mici dificultăți, lucrurile sunt deja rezolvate. Exact. Capri... Sper că nu ești mătala mic și rău. Nu, mic și cu burtă sunt eu. Capricorn, în prima parte a zilei este de așteptat să fiți plin de energie și într-o formă intelectuală foarte bună. Hai, frate. Minciuni. Așa e. Vărsător, este posibil să începeți pregătirile pentru un concediu sau pentru o excursie. Mergeți acum că e mai ieftin. Da, da. Ia. La pești la mine. Capacitatea de comunicare este excelentă, așa că este o zi bună pentru întâlniri cu prietenii și puteți rezolva și afaceri. A, da, mai ales afaceri. Stimați telespectatori, continuarea acestei povești cutremurătoare și adevărate o veți afla în curând, într-o ediție specială. Hai să băgăm la mulți ani repede pentru toți cei care s-au născut astăzi, în special pentru colegul nostru, cetățeanul turmentat, să fii sănătos, voieți, voiniți și te așteptăm după amiază cu Damigeana. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Începe o nouă ediție Șevla Cuțite! Doamna Vasilica din Videle, direct din insula Belina. Eu astăzi am un preparat de pește. Ce pește? File de porc. Îi fac un file de porc
De porc? Nu, am de zăpăcit, am ce am cu porcul. Nu, mă, nu vezi că e porc? Păi ce să fac, bol? L-a spărlit înainte să-l tăiați? Nu, mă, așa e el. E bolnav? Nu, mă, pe damez, mă, așa sunt ăștia negri. Cronica Cărcotașilor. În fiecare dimineață, între 7 și 10. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Bună dimineața, măi, băieței. Avem pentru voi o surpriză imediat. Acum 2, 3 și mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. În trafic mai mult să trăiască la mulți ani. Ia zi-mi tu, băiețel, cum ai venit cu Porsche Panamera până aici? Ia. Hai. Dacă aveam Porsche Panamera, mergeam tot camel cu nuca Pantera. Așa. Pentru că traficul e infernal. Așa. Și de nervi ajungi la spital. Nu, deci în dimineața zilei de 11. Așa. Un conducător auto mai sonoros așa, avea inscripționat pe mașină că își dorește un Panamera. Da. În mașina lui se auzeau o melodie serioasă. Da. Da, și puteți vedea. Deci, da. Părinți, dragi părinți, când parcați pe lângă școli, nu mai parcați pe prima bandă. Nici a doua, nici a treia. Pe avarii așa frumos. Hai, să vă duceți pe ei la școală. Auzi, aici... Da. Da. Aici el spune că nu e adevărat, el nu face asta niciodată. Nu, chiar nu las mașina, când sunt două. Nu tu, benzi, nu tu, el. Nu, dar nu, tu nu ai ce să copii la școală. Exact, și dacă ai fi pătetic, ai face la fel. Când ai unde să parchezi, asta e ideea. Ce, mă duc cu Bernie la doctor? Păi da, o, ne scuzați. Intru pe străduța laterală. Un pic de atenție. Ministrul Educației, ăla cu Pamglica, dacă îl cunosc, ăla a venit în locul lui Genunche, ministrul Educației noi ca fe în prima zi de școală. Nu e început de an școlar fără ca ei politicienii să fie în prim plan. Tradiția s-a păstrat și ieri, căci președintele, premierul, ministrii au ținut discursuri în fața elevilor și au deschis câte un an și-au deschis școlar. Câte o sticlă de vin și hai să fie bine, și să fie pace. Domnul Pamglică, că nu știu cum îl cheamă, ministrul Educației, a mai tras niște bâlbe serioase de data asta. Eu cred că a mai tras și altceva. În Harghita. În Harghita a tras. Atenție. La care doresc să mă refer este legată de egalitatea de șanse. Apreciez sincer rezultatele școlii Harghita. Vă rog să mă scuzați. Apreciez sincer rezultatele școlilor din Harghita. Aoleo, doamne, doamne, ăsta e ministru învățământului, crede. Nu... Inspiru Haret, știi? Că stă pe scaunul lui. El a vrut să zică, în loc de ha-ha, că nu i-a ieșit, dar să gândea la Halkidiki. Școlile din Halki. Hapciu! Hapciu paleticule. Școala stoică din Halkidiki. Domnul Iohannis, câte camere aveți la Cotroceni? Câte scrie în declarația de avere? Cât de mari sunt? Puteți să studiați, scrie și câți metri pătrați. Pot să vă spun și adresa dacă doriți. A, o știu, dealul Cotroceni numărul 1. Dar auziți, cum ați ajuns în posesia camerelor? Cumpărându-le. Cu banii cui? Banii mei. Cronica Cârcotașilor, audio live. Domnul Toader, ce v-a recomandat pentru funcția de ministru al justiției? Așa. Sunteți o somitate? Ce? Dar n-am spus eu că somitam și am fost judecător 10 ani, sunt rector suspendat. Eu ce vreau să vă spun e următorul lucru verificabil la milimetru. Mi s-a propus să preiau portofoliul justiției și mi s-au dat de pline garanții de independență. Dar domnul Băsescu are o concluzie mai bună. Ia zi-ne, Traian. Domnul Tudorel Toader este un judecător pe care poți să-l arunci la coșul de gunoi. Cu idei noi vă privesc zâmbind cu ochi tulburi și goi. În puținele momente de luciditate mă gândesc că ideal să n-ai utilitate. Cronica Cărcotașilor, în fiecare dimineață între 7 și 10. Bună dimineața, măi băieții, măi. Iată, am primit deja mesaje pe Facebook de la domnul Florin, care este cetățenul turmentat. Haide cu sonorul șerpănică, că trebuie să văd și eu de treabă astăzi, că e ziua mea. Deci, dacă tu vii la filmări,
fără, cu mâna goală, fără damigiana de promisă, de poți fi orice, și chardonnay, poate fi și muscată, poate să fie și Gewürztraminer, da, sau cum se cheamă așa. Un Petrus din 61. Exact, poate să fie orice, numai să fie plin. Adică, eu spun, și mie nu mi-aduci must, că eu am de filmat. Să crezi tu că filmezi eu 2-3 ore cu mustul în... Deci, dacă îți bubuie mustul la MGB, mamă, e bomba atomică. Mamă, cum zice englezul, it's a must. It's a must. Să-i salutăm pe oamenii care ne văd pe Facebook. Domnul Dezbrăcat aici de față. Neața. Puțin mai obosit astăzi, dar cu părul la fel de grizonat, domnul Orlando, fratele lui Eros Ramazzotti. Și evident, astăzi cu cele 100 de chile din dotare, domnul Șerban Huid. Vă salutăm. 100? Ai 100? În cap? A, de vești cu centenarul acum. Ha, ai mai slăbit 20 de kg? Asta. Am mai slăbit un pic, adică aveam mai mult. Acum am ținut și un regim și uite, mi-a revenit. Dai seama, când se urcă pe cântari, începe cântarul să-i cânte. Noi suntem români. Da, da, Mihaela ne-a trimis un mesaj la numărul cunoscut pe care dumneavoastră îl apelați din când în când. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Încă o dimineață începută bine. Mulțumesc foarte mult că existați. Mulțumim și place noi. Asta e foarte șmecheră. Foarte șmecheră. Mihaela, și dacă ai acasă nevoie de mâncare, de curățenie, de bătut covare, să știi că noi trei suntem cei care venim și facem. Noi trei, dar mai avem ajutoare. Uite, de exemplu, Andrei, ia. Turmentatul va veni cumva în 4 labe? În 4 labe. Are 5, eu știu eu, de mult timp care 5. Fiecare a avut parte de povestea asta. În 4 labe ar fi venit Titu Stil, probabil. Ăla nu are 4, îmi pare rău pentru tine. Și în plus are mai multe și face bani frumoși de pe treaba asta. Să știi că ele sunt plătite cu o sumă, iar ei sunt plătiți cu de 5 ori suma, pentru că la ele e mai simplu. Picioarele pe sus. Dar la băieți trebuie să mai există ceva, adică ce că îți dau cu spray-uri cu, da, ca să... Ei au pauză de masă acolo în timpul filmărilor. Da, și nu e vorba de lactate, pentru că sunt sătui de lactate. Dar, de exemplu, ei au un Romeo care scrie textul, trimit seara și a doua zi citiți că trebuie să repetăm. Da. Ei repetă. Exact, asta scrie și pe prompterul lor. Șnele, șnele. Das ist gut, sehr schön. Dacă te bâlbâi, că uiți textul. Vecine, hai tati să mergem la meeting, că face aia cu familia tradițională meeting. E de-ai noștri, da? Le dă la bot la poponari. Da, vecine, vine, mai dau două carabele nevastru mea și vine acum aici. Jingle-ul ăsta. Te apropie referendumul. Păi ce-a făcut? A, nimic, mi-a dat așa în avans pentru ce o să facă într-o zi. Ura! Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața vouă tuturor. Rămânem pe Facebook să vorbim cu oamenii, în timp ce pe radio se ascultă o melodie semnată un șleagăr semnat Colonel Backshot, așa, pe vremuri, remixată de domnul Marmut Orhan. Îl știi? Tovarășii Marmut Orhan cu șleagărul, cum se cheamă? Dăm legătura în stradă, doamnelor și domnilor, unde Liviu Dragnea are o întâlnire cu fanii. E normal ca un infractor să stea pe o funcție publică? Am ce zic, nu? Știți că sunt așa din cauza corupției domnului Dragnea și dumneavoastră sunteți un corupt? Medicamente, domnule. Dumneavoastră sunteți un corupt, domnule Dragnea. A fost bolnav de leucemie și nu avea medicamente. Larga, larga, de asta muie larga. Larga, larga, de asta muie larga. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, să vi prezint, el este Dezbrăcatul. Hola, 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 tal? Zi, bună tal? Dimineața, spor în toate, succes. Succes. Și el este Orlando. Bună dimineața. Și eu sunt Șerban, drept urmare, în momentul acesta, Cronica este în echipă completă. Mai mult decât atât, iată, domnul Alex din Târgoviște a revenit din concediu, da.
Neața Cocoșei. Mulțumim foarte mult. Așa, să revenim la ce ne doare. Ce, ce te doare? Domnul Dragnea face o remaniere în toamnă. Dar de ce face el? Ce nu să facă, mă? Nu trebuie să facă primul ministru remanierea? El face remanierea? Spatele doamnei Dăncilă este atât de transparentă doamna Dăncilă că prin ea se vede Liviu. De aici și proverbul: în spatele oricărui ministru există un mustăcios. Așa. Dacă te uiți la mâinile ei, da, ea când stă acolo, dacă te uiți la mâinile ei, sunt mâinile lui. Da, sunt da, păr. Am văzut, da, da, da. A scris la un moment dat, cum îl cheamă, Silviu, în Crân și o pune că dacă mă enervează, l-aș prinde și mă muncești. Ce-i face? I-aș face un detalj. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a cerut premierului Viorica Dăncilă să-i evalueze oficial pe miniștrii. Să-i ce? Să-i evalueze. Ce are, mă? Nu, dacă era asta, Tudor, să-i evalueze. Primul pe lista remaniaților se află George Ivașcu, care a fost propus acolo, evident, de Firea și de restul pandeliștilor. El nu a gestionat cum trebuie cei 100 de ani de când s-a unit România și de-aia Livache vrea să-l dea afară. Pleacă, mă, adică toți acoliții Gabrielei și pandeliștii din partid or să plece Val Vârtej. Pentru că ce se întâmplă? Cum au fost ieri când au făcut acea scrisoare? Așa? Toți sunt angajați la primărie. Normal că trebuie să... Vedetele, da. Mai departe, domnul Lucian Șovala de la Transporturi, care a spus că România nu are autostrăzi pentru că multinaționale au venit în România pentru că nu sunt autostrăzi, dar când o să fie autostrăzi, o să crească salariile și o să plece multinaționalele în alte parte. Du-te, mă, de aici. Pe domnul Ivașcu sunt curios când o să remanieze, în actul 1, în actul 2, în actul 3. Că domnul este actor și de asta... Cel de-al treilea ministru care are zilele numărate este Valentin Popazis Pamclică, ministrul educației, autor a nenumărate greșeli de exprimare. În schimb, Daia, ăla cu Auschwitz-ul, Andrușcă, ăla, păcăliciul guvernului, și Carmen Dan sunt intangibili. Mai ales, frate. Carmen Dan. Aia, evident. Nu poți să faci revoluție cu Carmen Dan. Este subiectul principal. Am terminat scut în pelele astea, băi. Daia e păcat să-l dea, pentru că acum, când a pus agricultura pe picioare, să-l remanieze, dar ce-i ciorap? În schimb, domnul Liviu are probleme în continuare cu angajații lui Sorosi de la Hotel Hilton. Pentru că el are o valoare în viață și era cât pe ce să rămână fără ea. Și care este valoarea vieții lui? Ei, uite, o să ascultați imediat. Poți să faci infarct în timp ce te... E primul gând cu care cred că n-ai putea să te împaci. Treci în ființă când duci gunoiul, deci mă risc zi de zi. Mă auzi palpamec. Ucești o viață, tragi ca hamalul, frate. Și poți să mori în timp ce îmi spui că n-am dreptate. Cazi de pe scaun când pui globuri în pom. Cât ziceai că valorează o viață de om. E de... Da, nu e cea mai nașpa treabă. Cel mai de... E să mori când ți-o iei la... Cu 7 plase în mână, accidentat de drift. Te poți gândi post-mortem că n-ai însemnat nimic. Poți să mori pe scenă când faci ca adevăratul și tot să strige distrați. Caz lat în timp ce te închingi, te ridici fâl-fâl la cer de pinguin. Poți să mori când câștigi la loto, fără să lași un moto. Lasă-ne poza de adio în aparatul foto. Caz cu liftul sau s-ar cura blanco pace. Ajungi la domiciliu în 4 pungi și 7 saci. Cu numărul zilelor libere, la zero redus, morim până ai cu... Când rebus. Poți să mor de plictiseală când îți numeri banii, sau să cazi mort în cort lângă palat ca țigan, renunțând forțat la ultimul sărut. Unii pleacă dintre noi cu piftia în gât. Salut! Calculăm că în viață mai mult ne chinuim, o, da, ne chinuim la încă o cană de vin. Valoarea unei vieți de om momentan n-o știm. Întrebați filozofii, noi nu vrem să ne gândim. Calculăm că în viață mai mult ne chinuim, o, da, ne chinuim la încă o cană de vin. Valoarea unei vieți de om momentan n-o știm. Întrebați filozofii, noi nu vrem să ne gândim. Poți să mori pe masa de operație sau în stație, sau fiind femeie, poți să mori făcând felație. Poți să nu faci nimic greșit, fără măsură, oricum te vede Dumnezeu. Poți să fii sculptor, sudor, doctor,
E ca dracu că poți să mori, încercând să îl salvezi pe altul poți să mori, încercând să schimbi un bec în timp ce-ți râde proasta poți să mori, încercând să îți omori nevasta. Poți să mori drogat, visând sau beat prizând, poți să mori plângând, mâncând sau chiar râzând, în fața unui cuțit strigând, sau mai rău, înnecat cu tor de ziua ta. Poți să mori în parc în timp ce plimbi un câine, el vine, te miroase și să fie pe tine. Poți să mori în accident când te alargă garda, sau când vrei să tai o găină și să ai barda. Poți să mori în timp ce faci sex cu o vecină, mă înțelegi? Poți să mori de frig în timp ce vrei să te neci. Poți să mori băbuță, ascultându-l băguță în dormitor, dar nu mor pur și simplu, eu te omor. Calculăm că în viață mai mult ne chinuim, o, da, ne chinuim la încă o cană de vin. Valoarea unei vieți de om momentan nu știm. Întrebați filozofii, noi nu vrem să ne gândim. Calculăm că în viață mai mult ne chinuim, o, da, ne chinuim la încă o cană de vin. Valoarea unei vieți de om momentan nu știm. Întrebați filozofii, noi nu vrem să ne gândim. Filozofia regelui fotbalului românesc. Eu adic câteodată când îmi dau drumul la gură, scot pe gură, dar știu ce scot pe gură. Ne puteți da un exemplu? Echipe bune, Dinamo a marcat goluri multe, a și luat goluri multe și noi am marcat goluri așa și așa multe, dar nu prea multe. Am trecut, am marcat mai multe, dar am luat mai puține. Așa că cred că va ieși un meci frumos. Cred că va fi un meci în care se va marca golul. În fiecare dimineață, între 7 și 10. Bună dimineața, măi băieței. Orlando avem, Dezbra avem, Șerban avem. Avem și 17 minute peste ora 8, moment în care avem de prezentat o invenție senzațională. Foarte tare. S-a inventat curățătoria pentru telefoane. De spălătorie exemplu. Auto, spălătorie m-am pentru telefoane. Am dus telefonie. Cu telefonul și am zis, nu vă spălați, dar nu mai sună. Nu s-aude bine. Te-a întrebat interior-exterior? La care l-a spus, un moment, ia un ac așa, dă cu el la o parte, zic că l-a folosit o doamnă de curând, zic, da. Fond de ten. Fond de ten a intrat aici de an. Și cât vă datoria? Ai, domnule, ce naiba? Am dat cu acu un pic acolo. Dar, și am dat fondul de ten la o parte. Ce naiba, auzi, pe bune? De ce nu ți-ai tu un compresor să-ți sufli acasă? Să-ți îl cureți? În jiglere, e? Păi nu, dar chiar așa te duci cu el, interior-exterior. Ieri am oprit în fața unui loc și în fața mea, la 3 minute, o doamnă și-a scăpat un iPhone. E, na. În două s-a făcut și a zis, aoleu, ce mă fac? Și da. Zic, doamnă, luați-l, lipiți și-l folosiți, nu mai merge, mamă. Nebunie maximă la salonul de electronică din Berlin, în Germania. Toate companiile producătoare de tehnologie au venit cu telefoane, chestii, handsfree-uri, căști. Ei bine, printre cele mai șmechere produse se află aici curățătorie automată pentru telefon. Celulare. Creată de o companie, se numește Richmond & Fitch. Cele două perii rotative zacne mișcate până când un senzor de proximitate le dă semnalul că un telefon este aproape de ele. Da, și ciruiește? Da. În acel moment încep să se rotească cu viteză în mai puțin de 10 secunde. Telefonul este lucios de parcă abia a fost scos din cutie. E, vezi? Aparatul costă între 90 și 200 de dolari și va putea fi întâlnit în mall-uri, hoteluri și în
alte clădiri de birouri. Gata, ne-am intrăm în afacere. Fraier, ce fraier să fii să ții așa ceva când te duci la un hotel și ai perie aia pentru pantofi. Da. Și are, mă, dai cu puțin silicon și îți face... Și mai ales e ingredientul minune. Adică, ca să fie bună ceara. Ce? Și... Peria aia are grăsimea aia de la... Da. Cea mai nasolă chestie care ți se poate întâmpla este să-ți cadă telefonul în WC. Aveam un coleg care și-a scăpat iPhone-ul în WC. Bineînțeles, coleg de la radio. A băgat mâna după el. Păi și ce, nu băgai mâna dacă era? Eu să nu. Serios? Nu știi că sunt cu bacterii. Este scârbos. Adică... A băgat mâna după el și după care era cu fenul curățat. Îl usca. Da. Bună dimineața, măi, băieței, ce să zic, să vă mai bine. Ne putem suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Noapte în Madagascar și întreaga junglă face nar. Bă, mazării sunt, bă, nu mai doarme nimeni. Am mutat aici carnavalul de mamaia. Sunt liniști hipopotamii sub raza lunii de creștere. Gata, bă, mâine punem bariera, bă. Sunt obișnuit cu hipopotamii, bă, că așa dormea și Nicușor Constantinescu în mașină. Lasă-o, că merge așa. Cronica Cârcotașilor, audio live. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Bună dimineața vouă tuturor, este ora 8:25. Încă o dată la mulți ani cetățeanului turmentat, care astăzi e ziua lui, care îl avem, care o să facă cinste, care așa a promis, adică dacă nu face, mamă, ia. Yeah. Cerdate! De dimineață a început, frate, de dimineață ne-a trimis un WhatsApp cu noroc, sănătate, veselie. Dar chiar așa, cât, eu mă întreb, cum care a ficatul, în ce baniță? Nu mai are, nu, l-a scos. Are ficată, are o centrală de-asta de durizat. De durizat apa, da. Avem acum o știre despre un film care a rupt în două box office-ul american, adică toată lumea se duce mai nou să vadă The Nun. Adică, mă scuzați că vă spun, Călugărița. Care este un film turnat în România și este pe primul loc, cum v-am zis, în box office-ul american. Mai mult decât atât, ci că și Angelina Jolie a mers cu copiii la film. Avea invitație, mă. Da, i-a dat-o gratis. Și toată lumea a spus, păi cum să meargă la filmul ăla horror, păi de frumos. E bine, iată, doamnelor și domnilor, The Nun a fost filmată în România și este vorba despre o călugăriță care în 1952, adică atunci când era comunismul ăla în floare, ăla, exact, ăla a fost greu, omorâtă... A fost prinsă și, mă rog, cum spuneți voi, mutilată într-un castel din România. Ușurel, nebunul meu, nu mânca microfonul. A fost o ocazie minunată de a face un film în Transilvania, în casa lui Dracula. Am început producția în București, unde aveam studioul, dar am călătorit și în zone foarte importante din munții Transilvaniei. Am ajuns frumos tare în castelul Corvinilor, în Sighișoara. Am vizitat foarte multe sate românești. Domnule, e autentic. Do you like scary movies? Stai așa un pic, dar aici nu scrie cine a făcut filmul ăsta, adică ce studio din București, că sunt mai multe. Ei, colaboratorul. Care? Da, deci nu scrie dacă e castel. Ăla de la Znagov. Dacă, păi este castel. Păi da, castelul. Păi mai e unul în Ștefănești și mai e unul care a intrat în faliment, care este, luat de Păunescu. Ăla, al Păunescu, e vorba de la mic Bobby, care vrea să intre în insolvență acum. Dar la castel, la castel s-a întâmplat. La castel s-a întâmplat, păi să spun așa. Era acolo și a venit călugărița și Vali, ce ți-a spus ea? Vali de la Recuzită mi-a povestit că ea era cu hainele, i-a călcat călugăriței... uniforma de filmare. Așa, și era foarte mișto. Nu, fii atent. S-a speriat de aia de câte au avut și mâncare, bă, în timpul. Pe bune, eu mă uit la afișul filmului. Da, trailer, atenție. Ia. Arată foarte urât. Arată urât, nu? Poate mă speriați. Ești nebun.
Hai să o Anna. Anna. Ia fii atent, că asta e ce mai tare. Da. Where do my visions reach the church? Oh. Tells us to accompany a priest to an abbey in Romania. The abbey has a long history. A long history. Not all good. No. Deci, dacă vedeți că e filmul, e și în România. Puteți să-l vedeți, dacă vreți. The movie că stai în România. No, dar e frumos, e deosebit. Am înțeles că șoferul care o ducea de la hotel la studio era român. Pe cine? Pe călugărița? Nu știu ce, dar mie în filme astea cu călugărițe mai multe mi-aduc aminte de cu totul și cu totul alt genul horror. Ba, ia, da. Ia fii atent, aici vine. Vine. Vine și o și papă. Și o atacă, fii atent. O atacă. Hai, fată, odată. Îi fură telefonul. Hai mă, că e obosit acum. Hello. Dai mă că mă speriați, bă, nu sunteți strade la cap. A prins-o, ți-am zis, dacă n-ai fost atent, odată s-a întâmplat. O prostie de film. Mă, la fișul ăsta pe unde m-am speriat deja. Chiar e foarte am bun. Am înțeles că figurația specială lua 300 de dolari pe zi, da? Mâncare și cazare. Nu, 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 figurația specială a fost asigurată de către alegătorii lui Dragnea din Tellerman, aia care au votat. E, vezi? Nevastă, Gabriela Vrânceanu firea Pandeleu Frosina, ia bagă-mi și mie o melodie. Oare ce-i pe primul loc? Bani, dragoste sau noroc? Oare ce-i pe primul loc? Am închis. Banii, mă, ești nebună. Mai bine cântă despre cum ai făcut carieră în PSD. Lasă asta. Dau din coate, fac ce pot. Timpul nu-l opresc în loc. Mi se rupe inima din mine. O să ajungi președinte. Dă-te naibii de nevastă. Hai să te pup. Cronica Cârcotașilor, audio live. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. După ce a ascultat cu atenție ce am avut de spus în legătură cu filmul Călugărița, iată, domnul Dan ne întreabă prin WhatsApp dacă domnul Titus Steel a jucat în film. Da, și măi, pe mine m-a întrebat cineva dacă sunt cadre și de la Căcâna. Se pare că s-au filmat ca... Măi, nu știu n-au să fost la Căcâna. Exact așa, dar să vedem că mai avem un trailer. Iar? Da, e... Ea este călugărița, yeah. Și cred că e și Titus Steel mai în spate așa, deci... Dar nu se vede. Nu mai am acum. Dar ăsta nu-i de groază, Șervan. Stai, oprește că ăsta nu-i de groază. Cum nu-i de groază? E de groaza lumii când vezi ce se întâmplă exact. Acolo. E de groază, de groază, uite. Ia uite că a apărut monstru. Da, văd. Nu, monstru a apărut mai de mult. Abia acum au realizat că e monstru, dacă spun. Da, conform criticilor... Rațiunii pure. Nu a jucat prea bine ea. Da, n-a jucat, dar, nu, da, nu, dar nu. El merită un Venus. Mă, nu știu să spun sincer, dar e chiar nu joacă bine, plus că nici nu e pregătită de dar, așa o păbune. Auzi, ea e posedată, se vede că e. Se vede clar. Și are cu unile legate, uite. Nu, așa e, nu, ai dreptate. Să schimbăm totuși. Registrul, ai schimbă. Că nu se mai poate. Domnul Dragnea, am auzit că aveți afaceri în Brazilia. Eu n-am nicio afacere în Brazilia. Ei, nu, hai, lasă, nu ne mai apuri. Este o legendă care circulă de foarte mulți ani. Dacă dumneavoastră sau alții îmi găsiți acolo proprietăți, vă promit că le donez. Nene Liviu, ui, îmi dai și mie 2 lei și casa matale din Brazilia? Nu. Haide, bre, nu fi țăran. Nu. Larga, larga, de-asta muie larga. Larga, larga, de-asta muie larga. Cronica Cârcotașilor, audio live. Asta cu Angelina Jolie, care și-a dus copiii la filmul Călugărița, am spus-o. Ea a fost criticată de fani că a dus copiii la așa o prostie. Mă, e făcută România, n-are cum să fie prostie. E prostie, e un fel de groază. Da. În schimb, mi se pare că cea mai tare știre de ieri a fost cea cu trenul din Fărie Nord, știi? Deci CFR a trimis un tren de la Mangalia la Constanța cu un, atenție, vagon. Un vagon. Și erau bilete vândute? 500.
Oamenii au făcut scandal și au zis, bă, nu se poate așa ceva, dar chiar vă bate joc. Mi-a zis mecanicul de locomotivă că a avut doi copii în brațe, că nu ai venit să stați la noi aici. Dacă era domnul Daia, spunea că prin 1940 încăpeau 500 de oameni într-un vagon. Da, da, așa este, încăpeau. Bine, îi mai și înghesuiau un pic așa. Farsa asta au preluat-o din Japonia, da, unde și ea fac la fel. Că CFR a vândut doar 500 de bilete, deși eu cred că putea să vândă 1000. Fără... Colorata mâine gata, haideți în vagoane, vă rugăm, haideți! Pe ruta Mangalia Constanța, oamenii n-au lăsat trenul să plece din stație și ei s-au pus pe șine și de scandal, frate. O și parte... n-au venit jandarmii? Au venit jandarmii, o parte din călători a fost nevoit să plece cu alte mijloci de transport. De exemplu, drezina. Și au dat la alta și așa au ajuns în Constanța. Stai și brate. Dar să vezi că pe drum, a, cum erau ei acolo înghesuiți, a venit supracontrolul. Domnul Dragnea, am auzit că aveți afaceri în Brazilia. Eu n-am nicio afacere în Brazilia, n-am nicio proprietate în Brazilia. Este o legendă care circulă de foarte mulți ani. Dacă dumneavoastră sau alții îngăsiți acolo proprietăți, vă promit că le donez. Nene Liviu, îmi dai și mie 2 lei și casa ma tale din Brazilia? Nu. Haide, bre, nu fi țăran. Nu. Larga, larga desta mulher larga, larga, larga desta mulher larga. Cronica Cârcotașilor, audio live. Îmi pare rău să vă spun, e adevărat că urmează o melodie lentă, dar e frumoasă, dracu, nu pot să nu o difuzez. E frumoasă precum Angelina Jolie? E mai frumoasă. Feel the music, feel the music, feel the pain. Oh yeah. Feel the shy, feel. Sunt Codin Maticiuc, alias Poponeț, și mi-am văzut visul cu ochi. A fost greu, dar l-am culturalizat pe Mircea Badea. Deci, da, mi-am ridicat, iată, nivelul, deci nu mai sunt omul care am fost. Așa, mă, conferențiare, data viitoare te duc și la operă. Cu forța, multă minte nu se cere, trebuie doar să nu adormi scaun. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, măi băieții, ia să vedem, 8 și 42 de minute. În acest moment strigăm horoscopul, păi, dar pe bune, adică noi să strigăm acum, e mai devreme, Șerban nu era la și 45, ce faci, ne încurci? Da, bă, încurc un pic, nu mult. Bine, principalele tendințe astrale de astăzi, 11 septembrie, e-astrolog ne pune la dispoziție multe informații interesante, avem o configurație astrală. Avem un trigon, soare, planeta Pluton, energie, dorință de a înțelege în profunzime lucrurile, dar pe noi nu ne interesează treaba asta. Pentru că programul de guvernare merge brici. Exact, e brici. Berbecul încep să se simtă efectele colaborării eficiente cu un partener de afaceri și împreună aveți posibilitatea să duceți la bun sfârșit acel proiect important la care vă gândiți de mult timp. Pușcărie plăcută! Taur, după o perioadă mai mult sau mai puțin dificilă în plan sentimental, azi este posibil să simțiți o schimbare în bine. Am impresia că nu ne mai înțelegem. Păi nu vedeți ce are în cap? Gemeni, s-ar putea să fiți indispus din cauza unor încurcături în legătură cu banii. La locul de muncă și acasă, problema e aceeași. Rac. Așa. În prima parte a zilei, Șerban, s-ar putea să ai multe probleme de rezolvat la locul de muncă. Adică să te iei de mine, cam întârziat probabil. Da. Chiar dacă ești în mare formă și ai spor, e-astrolog te sfătuiește să nu refuzi sfaturile sau ajutorul colegilor. Păi noi ți-l dăm. Du-te-mă de aici. N-am făcut nimic rău în viața mea. Să rămână. Leu, este de așteptat să începe ziua în plin, cu elan, energie, bună dispoziție. E o pauză mare. Aveți șanse de reușită, mai ales în activitățile casnice, mop, aspirator. Da, e cunoscut. La aceste activități întotdeauna am avut spor. Dar trecem la Da. Domnule, ce al dracului era ăla mic? Cu aspiratorul. Ăla mic, cu aspiratorul. Respira greu. Nu, aspira greu. Aspira greu, așa. Fecioară, investițiile pe care le ai în vedere îți pot aduce satisfacții importante în scurt timp. Go for it! Haide, fă-n figură spurcată. Așa. Balanța, aveți șanse de reușită în activități comerciale. De asemenea, este o zi bună pentru a face o investiție pentru creșterea confortului în locuință. Toate faptele lui arată că nu în toate mințile. Da, și-a făcut sobă în casă. Scorpion, auzi, nealivache pentru matale. Se pare că ești în mare formă și muncești cu spor. Minciuni!
dar acest lucru ar putea atrage invidia unor colegi. Minciuni! Da, tanti firea e invidioasă, invidioșu. Da, să vezi la săgetător, pentru că relația cu persoana iubită ar putea fi puțin tensionată, puțin, dar noi vă sfătuim să aplicați tehnica asta. Răbdare și tutun. Exact. Capricorn, dacă ești invitat la o întrunire sau într-o excursie, ar fi bine să nu ratezi ocazia, fiindcă ai mare nevoie de relaxare. Ah, asta e tot. Asta e tot, da. Vărsător, o rudă din partea partenerului de viață, soacră, ar putea să vă indispună și să înceapă să vă certe și să vă dea sfaturi care nu au legătură cu realitatea. Vă recomandăm să reacționați cu diplomație. Minciuni! Minciuni! Pești, dezbră, capacitatea de comunicare a ta este excelentă astăzi, pentru că este o zi bună pentru întâlniri de afaceri sau întâlniri cu prietenii și astrolog îți recomandă să nu-i neglijezi pe cei mai tineri membri ai familiei. Adică da. Familia, adică bebelușele, adică Ioana. Tradițională adică... familia, nu oricum. Da. E așa, e. Astăzi avem așa, din păcate, 2001, pe 11 septembrie s-a întâmplat nefăcuta. Da. Comemorăm atentatele de atunci. În 1977 se năștea Ludacris, rapper, you know what I'm saying? Și în 1973 Ingrid, cântăreața aceea cu Și în 1900 toamna Florin Tudor, cetățeanul turmentat. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Auzi, dar seama, nu găsim una sau da, e bine, că nu e... Da, vrei o melodie pentru 11 septembrie, exact, așa de... Exact, pentru ca să... Asta e, să te vin. Born in the USA! Bună dimineața, you know what I mean? You know what I'm saying? Ah, yeah, yeah, man, ah, yeah. Domnul Iohannis, câte camere aveți la Cotroceni? Câte scrie în declarația de vară? Cât de mari sunt? Puteți să studiați, scrie și câți metri pătrați. Pot să vă spun și adresa dacă doriți. A, o știu, dealul Cotroceni numărul 1. Dar auziți, cum ați ajuns în posesia camerelor? Cumpărându-le. Cu banii cui? Banii mei. Cronica Cârcotașilor, audio live. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. 8:52 Am primit viața mea un mesaj de la Florina. Bine că a venit toamna. Muream de plictiseală în fiecare dimineață fără voi. Voi, mustul, pastrama, sunteți deliciile toamne. Cea seama, mulțumim foarte mult. O măliguță, un castravecior murat, așa nu doriți, și un pahar cu vin roșu. E bine, acum în acest moment domnul Dezbrăcatul, domnul Orlando și domnul Șerban o să facă în așa fel încât să vă aducă mai aproape de energiile cosmice, de vibrația momentului și de faptul că simțiți ceva? În PNL avem un... Ce vorbești, mă? L-avem pe Jedi. Băi, fiate, vă rog frumos, am primit o poză ieri cu un tip din PNL care este consilier local, da? Nu știu cum îl cheamă, dar o față de tractoristă. Da, foarte, foarte cunoscut. Ștefan Ion. Îl cheamă ca pe Chelu. Ștefan Ion. Ștefan Ion îl cheamă? Ca pe Chelu, nu? Da. Păi Chelu e, de fapt. O poză e trucată. Ultima lui funcție cu PNL-ul, dar în rest, da. Citește o oră câte poate să facă omul. Nu, da, citește ce poate să facă. Avem poza. Elimină frica, da, din prima ședință. Așa. Asta e așa, bonus. Dar, exact, de exemplu, este... psiholog, da, parapsiholog, da, consilier, da, creștin ortodox, da, terapeut, da, vindecare reconectivă, reconectare la 1, la gradul 1 2 3. Da, da. Deci este maestru Reiki, da. Reiki, Reiki, preot Melchisedec. Wow. Maestru Jedi. Maestru, nu e maestru Karuna Reiki. Da, mai este și maestru Jedi. Maestru Info Reiki. Deci, dar cine este? Cromoterapeut, da? Hidroterapeut, hipnoterapeut, reflexoterapeut, specialist EFT, tehnica eliberării, cosmoterapeut, dezvoltare personală, fac curățări de spații, case, terenuri, dezlegări cu nunii, de, trompe, așa, probleme neștiute, știute, nu, da, farmece, blesteme. Mă, dar asta cum îl cheamă? Orban? Didi, mă, pe el nu îl vindecă de mahmural.
Elimin, și uite, spune încă o dată pe final, elimin frica imediat dintr-o singură ședință. Parme ce vrăși blesteme. Și acum eu am intrat în posesia unor discuții, pentru că da, dacă suntem proști și nu suntem conectați la, reconectați la... Exact. De exemplu, dumnealui spune așa, duminica cea trecut, între ora 21 și 21.30, a avut o legătură și a făcut terapie gratuită la distanță pentru toți cei care au vrut să se reconecteze la... Problema e așa că el ca să te vindece, uite că îi spune unei doamne, am eu și nepoții mei, îmi dați acordul să intru în dumneavoastră? A, da, nicio problemă, pentru că e liberă calea, e accesul liber. El nu intră dacă n-ai acord. Dacă n-ai acord, ești nehoț, nu intră. E o doamnă care și-a dat acordul să intre, dar nu mi-a mai dat acordul să iasă. A rămas blocată. Nu mai zic, lasă. Durata unei ședințe variază. Pe care el o are este undeva la un 40 de minute. Dacă ai două frici, stă mai mult. Dacă ai numai una, o rezolvă. Plus că în momentul în care se apucă de lucru, da? Adică exact. Așa? Simți furnicături pe peste tot, mâncărimi. Te furnică, te mănâncă. Uite, o doamnă aici care spune că din momentul în care domnul Ion s-a apucat de mine, mâna stângă mea a morțit. Am început să văd stele verzi. Auzi, dar la distanță sau o s-a apucat de ea mai de aproape? Nu, era lângă ea. Așa și la final? Așa și la final, uite, deci am făcut... Răscăcărată! Uite, că nu se laudă omul, dar scrie. Dar mă minte că acum trebuie să mă vindece. Exact, să mai violeze mamă odată. Uite, am făcut terapii individuale la distanță, terapii în grup. Am intrat deodată în peste 50 de persoane. În ce condiții de muncă asigurați ștoarfelor din București? Așa este, am mai avut de asemenea o nemulțumire și am reacționat prompt, atât în ceea ce privește trotuarele. Lucrează sub stres, așa este? Le-ați făcut curat pe trotuar, vor primi clienți direct acolo? Acum vor dovedi dacă vor să mai lucreze pentru capitală. Pentru că la mine nu merge să-și ia banii să nu-și facă treaba, nu există așa ceva. Păi, ești frumoasă. Dar ești proastă, dar ești proastă, oh. Cronica Cârcotașilor, audio live. Domnule Pleșu, ce ne puteți spune despre prostie? Oamenii inteligenți ating cote de prostie pe măsura inteligenții lor. Vorbesc deci ca un om atins de această boală. Toți suntem proști din când în când. Spunem prostii, facem prostii, votăm prostești. Tu te superi pe mine că te-ai născut prost? Păi e vina mea, ei supără-te pe părinții tăi. Dar nici vina lor, săracii mie. E vina la părinții tăi. Băi, supără-te pe tot neamul tău. Așa sunteți toți. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, scandal pe aeroportul Otopeni între Gigi Becali și europarlamentarul Cristian Preda. Mie mi-aduc aminte de Cristian Preda ăsta când era la PD sau ceva, acum e europarlamentar. Dar era o unitate cu ochelari. Mie îmi pare rău să spun, dar Băsescu s-a înconjurat de-a lungul timpului numai de tâmpiți, da? Păi, dar e la modă. În afară de Pleșu, care a și plecat, toți ceilalți au fost niște tâmpiți cu tâmare, pe cuvântul meu. Iar ăsta, europarlamentarul Pește ăsta, un om fără pic de umor și tot timpul încruntat și tot timpul supărat, de parcă era doamna, mai era una la justiție, cum o cheamă? Macovei. Și aia este o doamnă plină de umor și cu zâmbetul pe buze și... Băi, deci cum arată, frate, e incredibil, deci oamenii care nu zâmbesc sunt triști în sufletul eu lor. Eu cred în continuare că responsabil pentru faptul că PSD a câștigat tot ce a câștigat plus Bucureștiul este Băsescu, pentru că nu a găsit niște oameni pe lângă el să fie ok. Toți au fost vai mama vieților. Printre care acest Preda, mă rog. Marțafui. Săptămâna nu a început prea bine pentru Gigi Becali și europarlamentarul Cristian Preda, care s-au întâlnit în aeroport, iar domnul Preda, de la înalta de funcție pe care o deține de europarlamentar,
s-a uitat și a văzut că la protocol în aeroport a venit pe Cali. Și s-a dus și a zis... S-a dus și a zis sau a auzit? Iată, nu, nu, i-a zis că e în stare. Nesimțitul e în stare. Scene oribile în otopen la plecarea către Strasburg, așa spune el, preda pe Facebook. Îl văd pe Gigi Becali trecând pe la poarta de protocol. Îl întreb ofițer de ce trec pușcăria și pe acolo. Becali aude și începe să înjure că la ușa cortului mă urmărește prin aeroport, amenințându-mă și urlând porcării de nereprodus. Apoi trage un șut în geanta pe care o port pe umăr, iar grapinii și bușoi îl îmbrățișează. Scap de martafoi zicându-i că voi chema poliția. A fost mesajul celui mai trist europarlamentar pe care l-avem. Până și grapinii mai veselă ca tine, băi. Deci, bă, acum, eu nu cred că mă bănuiți de vreo simpatie cu Becali. Chiar nu am. N-am nicio simpatie cu Becali. Băi, dar ăsta, domnul Preda, ăsta nu dacă îl știți. E un trist, băi. A, nu, nu vreau să mă încarc negativ dimineața, că am emisiune. Băi, când ai gura cu astea lăsate în jos, cu până și ăla... Facebook-ul ăla sau ăla Smiley face-ul ăla. Când e, nu e smiley, e invers. Când e supărat are buzele în jos. Emoticonul ăla. Băi, exact așa arată, frate. Ia zi, bre, ne-a zis. Ce ai făcut-o acolo cu europarlamentar? Păi, fii, deci eu salut pe frate. Îl salut pe frate. Tu mi-ai răspuns, nicio problemă, mă înțelegi? Ne întâlnim la pașapoarte. Și s-a enervat că de ce trec eu pe la protocol. Atale, erai singur? Păi da, eram singur, mă zic. Pentru că mă cunosc cu oamenii, de-aia. E adevărat că s-a supărat că pe el l-au pus să scoate pantofi, iar pe mine nu. Păi normal că eu am pantofi în picioare, n-am cerele în picioare. Mai am trecut, mă rog, și m-am pus să fac o poză cu doi copii. Că am vrut copiii să facă poze cu mine, mă zici. Păi dacă și zice ăsta că sunt pușcărie și că fac poze cu copiii. A zis că trebuie să stau în pușcărie. Că m-a pus Băsescu pe listă. Fie de ce ai zis de mine. Și pe urmă, că l-am urmărit. Păi eu l-am urmărit pe el. Păi nu l-am urmărit. Dar am întâlnit la masa de protocol. I-am zis, de ce faci, mă, mare pușcăriaș? Nu te uiți la tine. Handic, mama, mă treci. I-a pus mâna pe față și i-am spus ce m-am zis. Auzi, dar acum ce i-a adresa? Niște cuvinte serioase din Kant, din Schopenhauer, din Heidegger. Spune. Vrei să-i adresez eu cuvinte serioase? Exact. Păi o să încep să-i adresez niște cuvinte serioase. Ia. Serioase și de pace și de prietenie. Exact. Cu principii. Hai, să vedem. Păi, bă, bagapatule, handicapatule, care ești tu, cu fața aia de mea, Klaus, păi, Klaus, outrageous, my dear friend, are you sleeping, dormi? Da, la noi e încă noapte. Outrageous! Stai liniștit că acum se face ziua day, că m-a apăsat eu pe red button, buton roșu din greșeală. Pleacă rachete de la deveselă într-o veselie. Outrageous! Fake media! Cronica Cârcotașilor, audio live. Dimineața zilei de 30, la ora 6, brigada de poliție rutieră a oprit un autovehicul condus de un cetățean în vârstă de aproximativ 45 de ani. Cu un număr personalizat, acesta operează sectorului 3, acesta a fost condus la sediul Brigății de Poliție Rutieră a Capitalei, unde s-au efectuat verificări. Triți, agentul Zgureniu, completez și l-am arestat, mai ales că când a oprit mașina, a ascultat melodia asta la maxim. Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Bună dimineața, în fiecare dimineață, primiți de la mine, eu sunt Șerban, de la el, el este Dezbrăcatul și de la el, el este Orlando. Bună dimineața, mă, nu mai căsca, mă, nu mai căsca, nu mai dormi, mă, băiatule. Ultima modă la birou, somnul la locul de muncă. Care companii au dormitoare pentru angajați și de ce? Studiu, 99,7% dintre angajații din România suferă de stres, epuizare sau depresie. Corect. Acum eu vă spun că am fost la sediul Facebook din Dublin, în vizită. De ce? Păi m-am dus că aveam acolo un prieten, care un fost coleg, care lucra acolo și mă o să văd. La deci Dublin? Aveau, da, aveau... Whisky.
aveau bucătărie, aveau dormitoare, fiecare om dormea acolo și se trezeau și mergeau la muncă cum merg eu. De sus, de la dormitorul de sus, coborau treptele și, veneau la treabă. Păi ai toată verba în tine. Păi de-aia am atâta verba în mine. Ei bine, să știți că până la urmă lucrul ăsta e benefic. Eu așa am auzit. Exact. În Japonia și în România am văzut. Noul trend în companiile de astăzi sunt upgrade-urile în cultura organizațională, cum este somnul la birou. Uite, de exemplu, Orlando are un pătuț cu el, trimis deja la locul faptei și... Da, eu l-am cumpărat și l-am băgat sub birou pe acolo. Acum vreau să spun altceva, Orlando. Nu știu dacă ai auzit, dar este un proiect de lege la Ministerul Muncii. Da. Cum că pentru cei care lucrează mai mult de 6 ore să primească, și au muncă de birou, cum ești tu, creație, știi? Da, să primească pat. Un din pat? Partea statului, da. E, înapoi și ăla de la luat ce faci cu el? Ai dat banii, îl pui pe... banii degeaba? Îl vinzi. Asta e, asta e, da, da. 250 de lei am dat pe el. Deci, practic a câștigat din ce în ce mai multă popularitate în SUA, unde, potrivit estimărilor, companiile pierd anual 68 de miliarde de dolari din cauza problemelor de productivitate cauzate de somnul insuficient al angajaților. Da, dar eu acum vin și te întreb altceva. Nu e mai bine cum au făcut nordicii? Adică nu mai lucrezi 5 zile, dar ai randament 4 și ai timp și de somn, pentru că dacă luni vii obosit, e problema ta, bă, băiatule. După ce Organizația Mondială a Sănătății a spus că stresul este epidemia secolului 21, mai multe studii au scos la iveală că pierderile sunt uriașe pe care le au multinaționalele astea și sunt și fluctuații, că depinde. Da. Acum trebuie să iei magneziu, dacă ești bărbat, mai cum mai e. Da, dacă ești fată, când ești veselă, când ești tristă, când ești veselă, când e... Bă, nu păi se așa poate, și arată așa pe cutie, arată o linie. Dar mai e o altă problemă, Șerbane, pe care vreau să o dezbatem acum. Te rog, spune. Dacă bei ca porcul noaptea, normal că vii obosit a doua zi la lucru. Mai e o problemă cu programul de muncă. Știi că la unele companii trebuie să pontezi cu acea cartel. Mai contează ce lucrezi când gândești, cât crezi. Nu trebuie să stai acolo atât timp. Auzi, ăsta e șef de sindicat. S-a făcut acolo, s-a dus repede, a luat sedii din băieți. Nu, 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 mi se pare corect. Poți să fii mult mai productiv dacă ești un pic lăsat liber. Nu dacă fii exact la program să pontezi cu cartela. Am o veste proastă. Această metodă comunistă pe care... Am o veste foarte proastă pentru tine. Vei ponta cartela, cred că 20 de ani de acum înainte. Așa, păi că nu, pare că în 20 de ani o să avem chip implantat, cum deja se pune în tot în Suedia. Și cu ăla deschis, cu mâna deschidă, firma care îți montează chipul știe unde te duci, unde stai, cât stai, ce faci, ce consumi, tot. Dar nu e cum treabă și telefonul comunistă. Tău știe unde te duci. E la orice problemă oră. De randament, pentru că ăla care a dat banul... Da... Ăla te cheamă la lucru să-i muncești, nu să stai pe fiecare. Păi auzi, să-i muncești, dar dacă lucrezi la uzină, da, oricum. Auzi, trebuie să faci, mă, nu vă e vouă rușine, piese, amândorura. Tu vii la fără 10, tu vii cu o oră întârziere, fi varcipul să vă fie, nu vă e, mă, rușine. Dar dai banii, stă, mă, băi, 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 crești un copil. Măi, tovarășe Gabriela, măi, eu și doamna Nina, două cadre de nădejde, am încercat să avem copii, dar n-am reușit. Păi, se poate, tovarășe? În toate statele civilizate, cei care doresc să ajung președinți provin din familii complete. Sunt căsătoriți, au copii, au nepoți, au trecut prin toate etapele vieții. Rușine, rușine, măi, animalul. Cronica Cârcotașilor, audio live. Domnule Liviu Pop, ce manuale vă gândiți să mai introduceți? Am inițiat un chestionar vis-a-vis de ce manuale își doresc elevii, părinții și profesorii, dacă își doresc manualul pe format electric sau nu. Cum vrei, manuale electrice? Le bagă elevii în priză? Dar nu-i periculos? Nu pot să fac, să-i fac pe copii din clasa a 3-a, 4-a sau din învățământul primar cobai. Am înțeles, le faceți cu baterii? Tu te superi pe mine că te-ai născut prost? Păi vina mea, e supărătă pe părinții tăi, dar nici vina lor săracii nu e. E vina la părinții tăi.
Băi, supără-te pe tot neamul tău. Așa sunteți tot. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, mai băieței, 9:20. Câte grade avem azi în capitală? Păi nu, stai că până să ajungem la grade trebuie să vă mai spun o chestie foarte interesantă. Că astăzi avem răsăritul la 6:49, mâine la 6:51. Da? Bun, 12 ore la 19:34 apus. Dar avem o temperatură astăzi ușor, ușor răcoric, așa, un 26. Unde în ora nu plouă, dar vineri, sâmbătă avem 29-31 de grade. Trească să fie primit, bravo! Pe nori, iar mâine, miercuri, când începe cronicuța, avem o ploaie ușoară. În rest... În rest nu, e bine, e pace, ok. Pace, sănătate... Vreau să te întreb de aici unde pleci? Unde... De aici merg să iau băiatul de la școală, iar de la școală las băiatul acasă, de acasă vin la filmări. Bravo! Orlando, tu ți-ai luat pătuțu? Da? Vii cu el la filmări? Nu, la film, nu, că e greu așa să-l cad. În calar mama să-l mănânce, deci pătuțu nu. Avem pătuț acolo? Bună dimineața vouă tuturor! Hai pe veselie! Hello, Kim Jong-un. Sit down and be calm, you overrated dictator. Boom. I make you bok. Boom. Bok. Boom. It's war. Bok, bok. Boom, 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 boom. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, tot audio live din partea domnului Dezbrăcatu, domnului Orlando, printre două căscături și din partea mea. Hai că ne-am prezentat, am spus câte ceasul, 9:24 chiar. Huidu, Dezbrăcatu și Orlando, acum live pe Facebook. Auzi, ia spune, voi băiețe, sunteți fanii Jamie Oliver pe... Să fii tu? Păi da, e exact ca Teolos. Păi dacă mă întreb pe mine... Avem exact ca Teolos, exact ca ăsta, Voiculescu, toată... Deci toți oamenii importanți din lumea asta sunt susiși. Dă-te-mă de aici, dacă mă întreb pe mine, tipul are lucruri interesante și a lansat acea linie de uleiuri de mirodenii care sunt foarte scumpe. Așa? Și dacă vrei să-ți cumperi ceva Jamie din România, trebuie să te uiți la termen, că stau atât de mult în raft încât expiră. Auzi, da, vă uitați la Jamie sau băieții mei au Gordon Ramsay, se uită tot timpul la Gordon Ramsay, tot timpul, tot timpul. Da. De ce nu vă uitați, mă, dată la Jamie, că e de-al vostru, mai dă... Nu îmi place sesatic, că e sesit. Și el e sesit? Păi nu e... Nu. Nu, nu e sesit. Nu-mi place sesatic, că e sesit. Dar știi că a primit niște bani împrumut de la bătrână, de la Elisaveta a doua. Da. Și i-a tocat. I-a tocat ca pe mărat pătrunjel. I-a tocat și gata. Maestrul bucătar Jamie Oliver este considerat de vecini săi un adevărat erou după ce a reușit să-i mobilizeze un hoț pe care îl chema, știi cum îl chema? Pardăial îl chema. Da, dar care... vezi că am înțeles că e vecin cu Puștiu și era supărat pe Puștiu că ăsta l-a nebunit cu fasolea. Da, cu frate, ciolanul a fumat, exact. Și că l-a nebunit. Are 43 de ani, deci mai mare ca mine cu un an, e născut în 75, are arată. 5 copii. Și la un moment dat, când a vrut hoțul să intre în casă, în casa lui și în casa vecinii Mila. Lui... Vecina lui pe care era? Care era? Kate Moss. Da? Asta vecina azi. Lui care e Kate Moss, da? Deci a vrut să intre în casă la ea și la vecinică și s-a dus și l-a imobilizat cu gândul că vecina frumoasă e vecina noastră, scoate capul pe fereastră să văd chi frumosă, drag și luminos. Asta n-a apucat pentru că i-a dat cu tigaia. Și aia, frate, și pentru că i-a dat cu tigaia. L-a alergat pe hoț, s-a aruncat cu rețete după el. Bang, 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 i-a dat cu tigaia în cap. A zis hoțul, nu asta că e cu prea multă grăsime, nu asta că m-am... Când s-a întâlnit cu el, că mi-a povestit o vecină care locuiește după, a treia pe stânga acolo, deci... el și că avea piper în gură. Și ăla s-a aruncat și a aruncat. Aulă, ce-ai făcut să nebunesc? S-a auzit că... Ce faci, măi, ești român? Zbang, zbang. Dacă el este un spray uman cu piper. Aulă, ce-ai făcut să nebunesc? Deci n-ai pus bine accentul. Dă-te, bă, de aici. Și ăsta, hoțul a scos-o la un cuțit. Da. Aha,
ne bătem în cu de tocat, da, de speriat. Da, și ăsta i-a luat cuțitul. Exact, i-a luat cuțitul și a început, și a început să toace. Băi, incredibil, ce om, da, ce om, ce, ce erou. Cred că mai și exagerat să dă mare, că... Că ce? Ca să intre, să intre pe sub piele lui. Da, ca să e ceva de marketing, e ceva de marketing, e o, da, știre de marketing. S-ar putea, așa. Eu cred că s-ar putea să fie o problemă cu restaurantele lui din lumea întreagă, care dau falimentul un după altul. Păi da, dar de ce? Păi de ce? Păi, are marketing. Păi pentru că de ce? Are marketing. Are, dar are numai marketing, n-are și produs. Aia e problema. Exact. Amicii mei, cara familie, clanul rival e mult mai forte. Ei fac legea. Stau la masă cu Trump. Au judecătorii, au deputați cu mitraliere. Iar noi, rău am ajuns. Am ajuns să ținem cu DNA. Huidu, Dezbrăcatu și Orlando. Numai pentru urechile tale. De când ne-am întors din vacanță, adică de aproximativ 2 săptămâni și 3 zile, domnul Dezbrăcatu are o cerință la mine. Bă, hai, zi, hai, mă, hai. Dă-mă piesa aia, mă. Dă-mă piesa aia, mă. Care piesă, mă? Bella Remix cu Maluma. Ce, mă, ascultați, mă, și din barbă să nu dați. Hai. Andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo con... Huidu, Dezbrăcatu și Orlando. Acum live pe Facebook. Amici mei, cara familie, clanul rival e mult mai forte. Ei fac legea. Stau la masă cu Trump. Au judecătorii, au deputați cu mitraliere, iar noi, rău am ajuns, am ajuns să ținem cu DNA. Huidu, Dezbrăcatu și Orlando, numai pentru urechile tale. Bună dimineața, măi băieții, iată, tocmai ne-am uitat aici la trafic, unde a fost surprins în trafic un băiețel care a intrat în alt băiețel, care vorbea la telefon. Cred nu, că nu, de-aia. Care era cu telefonul în mână. Aha. Care, băi, deci acum sincer, eu aș da un un proiect de lege să nu existe mașină fără suport de telefon. Nu, să nu este mașină fără telefon, aia ar trebui să fie, să deci, fie fără telefon. Acum vreo 3 zile eu mergeam pe Vergului și am trecut pe lângă un tip de încet așa cu 3 la oră, un tip care era cu un BMW alb și avea un telefon la fel de alb în mână. Îi dau un claxon și scapă telefonul de mână. Deschide geamul, ce m-a înjurat, ce mi-a făcut, ce mi-a zis doamna. Dur, bă, că te jură, bă. N-ați luat bine, măi, nu ați luat bine accentul. Vă rog frumos, trebuie să luați un accent mult mai interesant. Pentru că o companie de pizza din Rusia... Chițărie. Chițărie, cum s-a spune? Pizza, chiță. A zis că dă chiță gratis pentru... toată viața pentru sute de ruși. Ce trebuie să facă ăștia? Să-și tatueze un Domino Pizza, că ei sunt, pe mână. Americanski, ești tot de privia dumneavoastră. Pe mână și să fie la un loc vizibil. Și au zis că le dau pizza pe toată viața lor. 10.000 de pizza, nu mai mult de 1.000 bani sau ceva de genul ăsta, mă rog. Și-au făcut ei un calcul cât trăiesc aia și au zis că când au primit deja 375 de poze cu tatuaje în diferite părți, dă faliment, nu vă mai dăm piața, opriți-vă, că nu mai primim niciun tatuaj, ajunge. Da, 100, maxim 100 de pizza pe an, nu 1.000. Maxim 100 de pizza până la 10.000 pe totalul programului. Deci dacă trăiești 80 de ani... Da, ai văzut un rus să trăiască 80 de ani? Am văzut, foarte rar, dar mai este din Mișii, când de când. Mișii în Turcia, acum la un chestia asta de adulți și mi-a spus... cum e acolo? E bine? Ce bei? Bere. Eu beau bere, știi? Și zic că au bere bună. N-au ăștia bere cât pot eu să beau. Zic, dar cine mai sunt? Ce mai e pe acolo? Ruși, frate. Ruși care beau tot. Vodcă, da. Cu sticla de vodcă, da. La plajă, la umbră, cu gheață. Aia, na. Da, și femeia și bărbatul, la fel. Hai să spun ce am văzut în Antalya. Ce fel de ruși am văzut în Antalya. Ia zi. În primul rând, ca să-mi fac curaj, am cerut și eu un de-asta lichid, de la, da, nu, lichid din ăsta care bea șerban. Care-i place lui. Așa. Lichid. Și am cerut un normal, la care barmanul îmi pune, frate, cred că mi-a pus vreo 200 de mililitri și am zis, it's normal. Și mă întreabă, not Russian? Not Russian. Zic, nu, not Russian. Ne scuzați. O altă tipă la vreo 14 ani, o minor, o fetiță, a cerut cola.
A, corect. Pe acolo, pe urmă, se răstește la barman. Dă-mi e vodka! Dă-mi e vodka! Și pe la 14 ani? Da. Păi da, de minci așa, copii, nu? Acum, pe bune... Și mânca un fel de zacuscă sau nu știu te ce. Te faci de râs, băi, dacă nu crești... Ăla-i pansamentul. Dacă, ăla, exact, dacă nu crești în aceste, în spiritul acestor valori, te faci de un râs de nu te vezi, bă, băiatule. Adică, mi se pare totuși exagerat că voi judecați în stereotipuri. Oh, deci... Dar nu este adevărat. Ia uite, frate, nu-ți mă rușine. Bună dimineața. Sutilie Mobre, comentariul zilei în gimnastică. Am intrat în luptă pentru Guinness Book la capitolul cea mai bătrână gimnastă în activitate. Cătălina Ponor, la 30 de ani, nu se poate bate cu baba de 42 de ani din Uzbekistan. Așa că am pregătit o armă secretă. La Olimpiada viitoare pentru România va participa Nadia. Atât din basket pentru astăzi, Ilie Mobre. Cronica Cârcotașilor, numai pentru urechile tale. Doamna Dăncilă, ce ne puteți spune despre programul de guvernare? Doamnelor și domnilor deputați, programul de guvernare al Partidului Social Democrat a avut parte de la început de o respingere automată din partea adversarilor partidului pe care îi reprezint. E, dar nu mai ziceți asta, că se supără Livache. Vreau să vă transmit că și scuze. Iartă-mă, iartă-mă, Dumnezeul meu. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Am primit prin WhatsApp următorul mesaj. Salut, sunt Răzvan Ștefănescu, vă ascult cu plăcere, sunteți foarte buni. Mulțumim, mulțumim și modești suntem. Din partea noastră, trăiască domnul Ștefănescu. Iată, prințul Charles împlinește 70 de ani, iar Regina transformă palatul Buckingham în ring de dans. Wow. Au, sunt foarte curios dacă prințul Charles vine cu Camila. Că el cu Camila, nu cu Camila. Camila nu vine cu Camila, cu îți dai seama, dromaderița e. Nurorile cu da, da, cu frumos. Copii, dans, chestii cu dar cadouri. Am înțeles mai devreme că ați vorbit despre pensia lui, despre. Da, 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 păi nu, e clar că are o pensie serioasă, mă. Da, are, băi, punctul de pensie în Marea Britanie este mult mai serios decât ăla din România. Deci le-am mai pensiile acolo. Mai mult decât atât, are băr gratis cu bărcuța pe Tamisa. Da, are. Am înțeles că Olguța i-a făcut și nu știu ce de asta discount la mâncare, la pentru că el vrea să invite tot poporul. 70 de ani face pe 14 noiembrie, iar suverana plănuiește ca fiul său să aibă o zi de naștere. Surpriză. De neuitat. Pupă-l mama pe el. Vrea să se ducă să-i spună: eu, cum e, abdic în cinstea în locul tău, adică ți-a vin în locul meu, no. Adică El la 70, pe surți, acum am povestea cineva că ar fi vrut să-și facă ziua la whisky, cu gagici, cu nebunie. Cu astea, pe masă. Dar nu lasă asta bătrână. Nu, tu stai cu mama vin aici. Vin bocitoarele toate. Tu stai cu mămica ta aici. Domnule, l-aș fi chemat la mine, mă scuzați. A, păi uite că ar fi fost o idee. L-aș fi chemat la mine la Cordean, că îi pregăteam o națională topless de folcloriste. Da. Știu, de la whisky. Să-i cânte bradului la munte, îi place, tu o să fii rege și îmi place. Regina Elisaveta a doua va ține un discurs și al soțul ei, ducele de Edinburgh, va fi la rândul său prezent, chiar dacă îl scot ăștia din când în când, îl scot și îl pun la geam să încaseze pensia. O să facă berbecuț la papirostri, la grătar, la rotisor, așa. Sărmăluțe, da. O să aibă lipie de asta cu... tradiționale de asta de libaneză, de la de acolo, dragă. Mă gândeam așa, stăteam și mă gândeam la asta, prințul consort ăsta. Ce te mai duce tu acolo? Nu, dragă, îți dai seama să stai o viață întreagă în umbra unei femei? Tu să fii doar la consortul și a regina, deci ăsta ar trebui să aibă cea mai mare pensie posibilă. Vreau să vă spun următorul lucru. Aoleu, tanti Lia. Doamna Lia, ma tare, ai fost acolo la Casa Regală? No, pe 30 November, așa? Noiembrie, așa? Am să trimit o tavă. Cu plăcintă. Măi, Daniela Crudu, măi, dar cu cine ai fost logodită ultima dată? Cu
insula iubirii. Cu cineva anume de pe insulă? Nu, cu toată insula. Băi, ești frumoasă, dar ești proastă, dar ești proastă, oh. Cronica Cârcotașilor. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Bună dimineața, măi băieței, am sus mai devreme de domnul Ștefănescu. Ei bine, cine crezi că e domnul Ștefănescu? Ne-a trimis poză. Moș Crăciun. Nu, e băiatul ăla cu mașina cu mumu PSD. Ah, suedezul nostru. Da, suedezul. Domnul Ștefănescu a vândut o mașină odată unui prieten. Așa. Pe gaz, parcă. Pe gaz. Deci, printr-un internet, nu știu, mă rog. Gaz, da, pe gaz. Dar nu GPL. Un alt fel de gaz, nu știu cum naiba să cheamă. Auzi, fii atent, o fă o mică paranteză. Hai să facem un alt jingle pe lângă ăsta cu ne puteți suna. Da. În vreo două săptămâni, două luni, dacă se strică treaba aici, să facem un jingle genul ne puteți chema în Suedia, în Magia. Exactamente. E bine, am primit de la colegul Andreșescu o cerere importantă. Te rog. Astăzi pot să vin să fac emisiunea la tine acasă. Poate fac și eu un duș cu ocazia asta. De 3 zile nu am apă caldă în Vitan. Începe să mă mănânce pielea. Mulțumim, domn primar. Doamna primar. Nu. El are și greutățile vieții. Așa. El are și promo cu apă caldă. Le ridică tot timpul așa și transpiră. Deci, a ridicat greutățile, a transpirat și a oprit apa. Dar tu crezi că eu mai știu pe unde e promo ăla? Că asta mă, vreau să găsesc promo, dar nu l-am mai găsit, da. Greutățile vieții au fost, au dus, am dărșesc cum a lăsat cu promo, o trimis, dar nu știu până l-am pus. Drept urmare, Gicuță fiind băia mai rău de felul său, a zis, ia mai lasă-mă cu Andreșescu ăsta al tău. Na, nu-l găsesc pe promo, l-aș da, dar data viitoare Andreșescu trimis promuși, băia după aia scrii. Hey. Huidu, Dezbrăcatu și Orlando, acum live pe Facebook. Trebuie să dăm o melodie, după care trebuie să ne luăm la revedere. Și după aia trebuie să mergem să filmăm. Bună dimineața, București. Bună dimineața, cocoșei. Ia, hai, ia. Pompi. Pasta nu o dau, să mă tai în două dacă dau. Unde e asta? Unde e Delia și grasul există. Adi Despot, ne poți spune câți colegi ai în juriu la Vocea României? 3. Și totuși, câți sunt? Loredana, Tudor și Smiley. Deci, până la urmă, câți? 3 în p***a mea. Auzi? A plecat Adi Cronica Despot. Cronica Cricotașilor, Audio Live. A plecat, da. Dar voi acum, după ora 10, înainte de filmare, n-ați vrea să mâncăm o fleică de puerc, twerk? Twerk? Mă mai gândesc dacă mâncăm. Nu doriți așa twerk. Friptă pe grătar? Dar nu twerk. Twerk, aș mânca niște vită îmbarasada. Vită îmbarasada, aș mânca, ar fi mai bună. Mai Orlando, bea și tu mai despacito. Am citit asta cu Coana Mare, care vrea să abdice ca să aibă la mic. Să prindă și la mic un pic de rol pe scenă. Acum un an și ceva vorbeam cu Puștiu și mi-a explicat că de fapt mi-a trimis și niște poze într-o duminică. Ce, băi, ești nebun, uite ce fac ăștia. Repetau cu trăsura, cu tot, cu dric, cu cai, cu tot. Făceau traseul. Un crapă. Dric, mă. Un crapă bătrân. Dric. Doamne ferește, pe ce? Tu vrei un dric? Cric. Quirk. 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 Dric. Cric. Așa. Fii atent aici că e important. Am primit niște tarife. Cam da, care? Ce? Cam care sunt... Mama, ăla e un motor. Deci eu... Era unul într-o seară care mergea... Numai pe aici mergea și mergea, se întorcea, mergea, se întorcea. Și am ieșit în pijama și, badea, și am zis că dacă vrea neapărat să mai treacă o dată. Apropo de pijama, uite, mai am o piesă. Vreau să mai impui o piesă. Hai, ia? Iar piesă mâine. Lasă-mă cu Natasha, cu astea, cu Maluma, aia, să fie pace, baby. Să, nu cu Maluma. Maluma. Să vedeți cam cât de scumpe sunt garsonierele în București, pentru că nu e așa, începe anul școlar. În București avem cel mai scumpe fiind în Nord.
400 minim și 450 stai, maxim. Chiria, te referi, chiria, da, 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 da. Așa. În 200 minim și 400 maxim, eu vă recomand că acolo în Titan Balta Albă chiar e. Și e liniște, e părculețul ăla, poți să stai liniștit pe bancă să înveți. În sud între 170 și 380 și în vest între 220 și 450. Dar și în Pantelimon la mine e scump. Pantelimonul petrece toată noaptea, mai mult decât atât, în centre universitare, cum ar fi Cluj, minim 110, maxim 650, de că e frumos. Aoleu, euro mami frumos. Și tati trebuie să cumpere, să plătească. Timișoara, minim 130, maxim 380, bă, dar ăștia în Cluj sunt stricați de tot. A, clar. Iași 110, 360, Constanța 160, 450, maxim, dacă aveți cumva acolo în Constanța, e bine, deținut și pe timpul verii. Nu, cu cortul mă te duci și stai, îți iei un cort de la îmblănit, da. Îți pui o blană de oaie și rezolvi problema. Și da, stai, da, liniștit, da, la lampa, zi, candele și înveți frumos, elegant. Mă, băieți, yes, astăzi e ziua lui Tormentat, nu? Da, Tormentat. Vine la filmări. Așa a zis. Ne aduce și nouă Damigeană. Așa a promis. Dar nu te must. Ia uite. Deja de dimineață petrece. Asta a fost. Să fie sănătos. Vă dorim o zi frumoasă, să aveți parte de ceea ce e mai frumos pe lumea asta. Și vă rog, nu, spune așa. Vă dorim o zi frumoasă așa ca noi. Modestule. Lasă-mă să te. V-am pupat. Toate bune. Pa. Gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.